Roșca Caterina, sunt elevă a clasei a 6-a B din gimnaziul Mihai Eminescu. Astăzi vom lectura din cartea Viguroși și de Tudor Țopă. În solie, la regina Angliei, Tudor Botnaru. Sătucul Lipiceni din raza comunii Păpăuți, așezat pe o creastă pitorească din Șoldănești și Vizina, pe partea dreaptă a răușorului Ciornă. Lungă și interesantă, pe cât de tragică, e atât de falnică este istoria acestui sat cărunt. Dar numai puțin impresionantă e și soarta copilului orfan, plecat din localitate de ani cumpliți de foamete. Fostul meu coleg de universitate, ajuns peste ani diplomat, general și ministru, îi zice Tudor Botnaru. Drumurile noastre au mers paralel de două ori. Prima dată au aulele, universității de stat din Chișinău, pentru o perioadă de 3 ani, a doua oară, timp de 2 săptămâni, dincolo de ecuator, pe insulele africane, Madagascar și Mauritius.